decembrie anului 2002, am avut plăcerea să fim oaspeții Organizației Internaționale a Femeilor Diplomate din Kuwait. Dorim toate cele bune membrilor organizației noastre și ne bucurăm că unul dintre membrii organizației noastre, doamna Elvira Gosen, ne oferă un mic spectacol în această seară. Bine ați venit, doamnă Elvira Gosen! Vă voi prezenta pe doamna Elvira. Doamna Elvira Gosen s-a născut în România. Acum are cetățenie franceză. Vorbește 6 limbi. A lucrat pentru oameni politici în Franța din februarie 1967. A fost asistentă medicală și a lucrat pentru foarte multe personalități publice și politice. În 1978 a fost decorată cu distincția Croix d'Officier pentru mari servicii aduse în slujba umanității. În 1989 a făcut parte din grupul cadrelor medicale ale Asociației Internaționale pentru întrajutorarea Revoluției Române. Bună seara, televiziunea română internațională, bine ați venit în Kuwait. În cei aproape 50 de ani de când a plecat, viața a purtat-o în Europa, Statele Unite ale Americii, Australia și în țările arabe, unde, ca asistentă medicală, a îngrijit cu iubire și respect oameni de diferite etnii și religii, oameni cu profesii și meserii diverse. În același timp, pentru că nu și-a uitat nicio clipă covazna copilăriei sale, în orice colț de lume s-a aflat, Elvira Gosen a încălzit inima și sufletul multor oameni cu dulcele cântec al plaiurilor românești. Din decembrie 1989, Elvira Gosen vine deseori acasă, nu doar pentru că îi este dor, ci mai ales pentru ca să-i ajute pe covăznenii săi dragi. Acum 50 de ani când am părăsit Covasna, a fost altfel. Și aș putea să vă vorbesc că această fântână a dracului, sau cum se spune, nu era așa, n-a fost așa frumos făcut, era metoda veche și era numai nisip care ieșea din fântână și până la 10 metri simțeai mirosul de acestui gaz carbonic care ieșea afară. Iar pe partea asta era un ștrand mare unde mă duceam și notam. Și în când și beam și apă, că era apă minerală, așa că nu perceam. Iar aici era niște magazine, era restaurant de pe pod, așa că orașul, bineînțeles, a transformat într-o modernitate care îmi place foarte mult, mai ales că acum pentru apele de tratament vin din lumea întreagă aproape. Și cred că oamenii se simte bine, pentru că aici este aerul munții, aerul brazilor, un aer curat, tratamentul este bun și sper că toată lumea se simte bine.
pentru sănătatea lor. Iar eu la fel sunt bucuros că din nou am ajuns după 50 de ani și sper că să mai vin. Sper că să mai vin și altădată cu ajutorul Dumnezeu. Întotdeauna, chiar dacă n-am venit pentru mult timp, am venit totdeauna, am dat o fugă până la Covasna, chiar pentru o zi, că nu pot nici cum să oculesc, nu știu, parcă ar fi un magnet aici care mă trage. Și pe urmă, totdeauna sunt bucuros că să partajez ceva cu copii sau cu bătrâni sau cu lumea de aici unde m-am născut. Îmi lipsește ceva. Parcă ar căuta totdeauna strămoșii mei, care nu mai există. Bineînțeles, am niște rude pe aici, dar nu sunt legată de ei, sunt legat de pământ unde m-am născut. Și dacă nu pot să vin, atunci îi trimit bani prin poștă, prin orice care evenimente care cade sau cineva vine, îi fac în așa fel pentru luna decembrie să ajungă un mic dar din partea mea. Da și că a trăit eu cu tea. Inguță Elviro, băiu. Cine? Guță Elviro. Ia, am venit. Da, nu-i nimic. Lăsa. Nu mai mă cunoașteți. Da, e într-adevăr că am plecat de 50 de ani din Covasna. Asta este o fântână cu minerul care se ducea jos și lua apa. Io, Lidia! Uitați, uitați, clădini. Că să avem sete. Ce-a fost? Ce-a spus că a fost rudele mele aici, goțneni. Prima impresia mea despre doamna Guț Elvira a fost chiar în anul când am fost ales să fiu preot la această biserică. În prima duminică când am venit, atunci era pe terminate reparația acoperișului bisericii și dânsa ne-a oferit un ajutor consistent atunci. Dacă îmi amintesc eu bine, a fost 1000 de euro pentru a putea plăti cheltuielile. De atunci, de câte ori a venit, n-a venit niciodată cu mâna goală. În jurul Crăciunului știm deja că o să ne caute ca să ne ajute să putem da ajutare pentru cei nevoiași și pentru copii, o atenție de Crăciun. La confirmația celor tineri ne-a oferit bani pentru a cumpăra carte cu cântecele noastre religioase pentru a le putea da ca să aibă acasă o amintire și ca să le folosească pentru biserică. Și este întotdeauna binevenită la noi. Toată lumea o amintește ca un ajutor al nostru. Ne-a părut foarte rău că la sfârșitul lunii august, când a fost un iubileu pentru cei care au avut confirmația cu 50 de ani în urmă, nu a putut fi printre noi, dar și atunci a fost cu gândul și cu ajutorul dânsei, pentru că la masa festivă desertul a fost oferit de dânsa pentru cei care au fost acolo împreună. Ne pare bine că este aici printre noi în duminica asta și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să o ajute în continuare.
N-am știut în limba maghiară ce este aiador și mi-a zis cineva Honvágy. Hát, ok, Honvágy, eu știu limba română, dorul, care nu se poate exprima ceea ce simte omul, dar este ceva așa profund pentru ceva, pentru pământul ăsta românesc, care pentru mine e cred că e cea mai dragă, este unde vreau să vin înapoi să mă odihnesc. Și am făcut și o casă de veșnicie, așa că dorul rămâne dorul întotdeauna al României. Nepoții, aveți doi. I-ați adus în România. Vreți să-i aduceți aici, măcar în Covasna? Da, cum să nu? E prevăzut că anul viitor, pentru că Dumitru, cel micuț, e 6 ani, iar Vladimir are 9 ani, și e prevăzut că anul viitor îi trecem vacanța 3 săptămâni în România. Să-l arăt România, că nici eu personal nu cunosc, decât Covasna, Timișoara și prin tren București și Iași. Dar îmi pare rău că a murit Maria, m-ai spus. Ce îmi pare rău? Păi nu mai prea este multă lume din strada mea. Papuca a plecat. Nene de aici a plecat. Munteanu a plecat. Elvira Gozin a tratat sute de bolnavi cu diferite afecțiuni. Ei, personal, viața i-a oferit multe situații dificile pe care le-a depășit cu dârzenie și cu mare credință în Dumnezeu. Cu câțiva ani în urmă, când a vizitat spitalul de cardiologie din Covasna și a văzut că acesta nu dispunea de un aparat performant pentru diagnosticarea bolilor de inimă, ea a donat bani pentru achiziționarea unui aparat Holter EKG. Acest aparat este un aparat deosebit de performant și necesar activității specifice de cardiologie, aparat de care spitalul nu a avut posibilitatea să fie dotat decât prin actul deosebit de generos al doamnei Elvira Gozen, care a donat spitalului bani pentru a-l achiziționa. Este un aparat deosebit, care, spre deosebire de electrocardiograful obișnuit, ne permite ca să urmărim bolnavii timp de 24 de ore, în timpul activităților, în timpul somnului, în timpul antrenamentului fizic, în timp ce își primesc medicația. Ne permite pentru bolnavii cu boli cardiovasculare, în special pentru cei cu cardiopatie ischemică, să le urmărim modificările ischemice, tulburările de ritm, modul în care dânsii reacționează la antrenament fizic, la tratamentul medicamentos. Este deosebit de important pentru activitatea noastră. Noi avem în spital aproximativ 14.500 de bolnavi internați anual din toate județele țării și din județul Covasna, așa că actul de generozitate al doamnei Gozen este însoțit de mulțumirile noastre, de mulțumirile celor sutelor de bolnavi care vor beneficia în timp de acest aparat. Eu vreau să văd oamenii fericiți și nu-i uit pe cei care m-au ajutat, ne-a declarat de mai multe ori Elvira Gozin pe parcursul dialogului cu noi. De aceea, în fiecare an, în ajun de sărbători, trimite bani pentru copii și bătrâni la cele două biserici, românească și respectiv ungurească, din Covasna, trimite bani și haine în Rusia pentru familiile care au găzduit-o în perioada în care ea a urmat cursurile de asistent medical. Ca membru al Crucii Roșii Internaționale, Elvira Gozin se îngrijește ca 10 copii din Bangladesh să aibă condiții decente pentru viață și învățătură. Generozitatea și dorința de a lupta pentru o lume mai bună sunt doar două dintre calitățile Elvirei Gozin, pentru care în anul 1978, primul ministru al Marii Britanii în perioada mai 1940-iulie 1945 și respectiv octombrie 1951 aprilie 1955, Winston Churchill, personal, i-a înmânat diploma Croix d'Officier pentru mari servicii în slujba umanității.
pentru devotamentul și dăruirea profesională manifestate față de poporul român în timpul Revoluției din 1989, Elvira Gozin a primit în anul 1990 diploma de onoare pentru contribuția deosebită la activitățile Crucii Roșii din România. Pentru că înțelege problemele cu care încă se mai confruntă femeile în societate, ea este din anul 2002 membră a Organizației Internaționale a Femeilor Diplomat din Cuveit, care chiar în același an i-a decernat diploma de membru de onoare. Cea mai frumoasă și mai de suflet distinție primită vreodată a fost acasă, când în ședința solemnă atât primarul și consilierii, cât și locuitorii Covaznei au hotărât să-i acorde titlul de cetățean de onoare al orașului. Niciodată nu se știe că oamenii care ajută pe oameni, ce lucru mare este. Dar totuși permiteți-mi să mulțumesc încă o dată aceste distinse doamne și eu cred că tot orașul nostru și cetățenii o să fie recunoscători cândva. În timpul scurt pe care l-am parcurs cu dânsa, în aceste două zile, a demonstrat că, într-adevăr, este un cetățean care merită acest titlu, un cetățean care nu a făcut altceva decât să promoveze imaginea și a României și a tuturor locuitorilor acestei zone, români și maghiari. Și bineînțeles, prin exemplu dânsei, nu ne rămâne decât să-l preluăm și noi și să facem același lucru, pentru că nu vom avea decât de câștigat în viitor. Trebuie să fim atenți nu numai la noi, ci prin acest exemplu la rădăcinile noastre. La cursul vieții, să ajungem în altă parte, să trăim viața în alte țări, dar totuși, dacă ne gândim la rădăcinile noastre, avem acest frumos exemplu în fața noastră, când doamna Goță Elviro, venind acasă, ne-a dovedit că își iubește rădăcinile. Avem onoarea, deci am onoarea să declar că doamna Goță Elviro este cetățean de onoare al orașului Covas. Eu niciodată nu am calculat ce primesc. Toată viața mea am calculat ce pot să dau pentru ceilalți. Și să știți, când am ajuns la Paris după un an de zile, am avut o cămăruță de 2 metri. Dar totdeauna musafiri am avut din România. De când am plecat, în lumea întreagă. Sufletul meu totdeauna acasă era. Visurile mele de copilărie. Totdeauna acolo, la Părău, unde eu m-am născut. Și acest gând, ca să iubesc oameni, maghiari și români, sau naționalitate, sau alte diferite religie, totdeauna m-am gândit la cei care au nevoie de ajutorul meu. Ajutorul moral, că atunci am putut să dau numai moral, sau ajutorul bolnavilor mei care am îngrijit de acest 40 de ani. Când am auzit că România s-a liberat, am fost primul care am venit cu medicii din lume cât mai repede acasă. De atunci, mereu, la posibilitățile mele, cum am putut să avansez cu munca mea, cu salariul meu, totdeauna m-am gândit că măcar Crăciunul să aibă copii o bomboană cum eu am avut atunci cândva. Că eram bucuros pentru o bomboană să primesc de la preoți. Pentru mine, aici în sat nu există că asta e român sau asta e maghiar. Eu mâncam la preot sau la biserici. Și acest lucru
a pătruns în inima mea pentru totdeauna, să nu uit de unde am plecat, până când Dumnezeu îmi dă sănătate și forță, vă promit că am să vă ajut. Vă mulțumesc domnului primar, domnului consilier, toți oamenii care sunt din România și din Covasna, pentru această frumoasă primire, pentru care eu nu am fost pregătit. Mulțumesc! Pentru ajutorul acordat orașului Covasna, cred că putem să ne luăm și noi angajamentul că dacă o să aibă orice probleme, poate să se adreseze orașului Covasna. Mă adresez și ăsta o să fie un drum special. Că aveți cheie acum. Da. Mă adresez pentru că eu intru cu tine mică, seau într-una mai mare, într-o zi, cum am venit pe lume și trebuie și să plecăm. Dar eu am locul eternel, pentru totdeauna, jos, unde are toți bunicii mei, bătrânii mei, și acolo am și eu locul meu. Să știți că în 1971, Sfânt Pietru a deschis ușa la el. Eu am fost mort clinic, am inima deschisă, sunt operat de spate și am făcut un aret cardiac. Dar cheia a pierdut în momentul de față când a vrut să deschide poarta și m-a trimis jos. Așa că, când am văzut acum cheia asta, la Sfânt Petru m-am gândit deodată. Că, uite, m-a dat înapoi cheia, așa că când mai odată sunt în cer, pot să deschid Băiați. Poarta. Mulțumesc! Vă mulțumim din suflet și un simbol mulțumesc. Al mulțumirii noastre. Dați-mi voie să vă îmbrățișez și vă mulțumesc. Acum vreau să mă adresez fiului dumneavoastră și să-i spun că are o mamă deosebită și că sunt foarte încântată că vă aflați astăzi aici, alături de mama dumneavoastră. De câte ori am vorbit cu ea despre diferite lucruri, am constatat că este într-adevăr un om minunat. Ce gânduri aveți pentru viitor? Pe acum, pentru că din nou plec în cuet și dacă Dumnezeu mă ajută să fiu sănătoasă și mai pot să lucrez, că și eu sunt la vârsta de pensie, am de gânduri multe să mai aduc ajutor, nu numai pentru Covasna, dar în general unde pot, chiar la Timișoara sau orice unde mă duc, chiar unde am construit o fântână în Oltenia, în Olteanca, o fântână am construit și o școală care sper că o să meargă și este dotată cu de toate. Da, Elvira Gozin are într-adevăr un suflet nobil. Am făptuit multe fapte bune pentru oameni aflați în diferite localități din țară și din lume. Dar pentru ea, locul cel mai sfânt, unde revine mereu cu dor, este Covasna.